Îndrăgitul artist Nicu Alifantis și-a lansat vineri la Deva în cadrul salonului Hunedoren al Cărții cel mai recent CD al său, intitulat Madame Mon Amour, Cântece de iubire, și volumul face carte. În semn de recunoștință, Biblioteca Județeană Ovidensușeanu Hunedoara Deva i-a acordat artistului Nicu Alifantis o diplomă de excelență. Diploma de excelență se acordă artistului Nicu Alifantis pentru cele 4 decenii de muzică și poezie dăruită iubitorilor de frumos. Deva, 21 octombrie 2016. În fața unui public extrem de numeros, Nicu Alifantis și-a prezentat noul CD, un disc ce cuprinde 15 melodii cunoscute și devenite șlagăre, și cartea care poartă titlul foarte inspirat, face carte, un fel de parafrază în limba română a sintagmei Facebook. Am prins drag de Deva într-o lună de două ori, mă rog, nu prea e în obiceiul meu, dar sunt două lucruri total diferite. E frumos, eu sunt impresionat de câte ori văd câte un târg de carte și e absolut minunat că e lume, că se întâmplă lucrul ăsta. E foarte bine, minunat. Despre CD-ul, echipa cu care ați lucrat este echipa pe care o știm de mult? Da, echipa de studio e aceeași. Din 2002 lucrez cu aceiași oameni, cu Victor Panfilov la sunet, la butoane. Muzicienii sunt cam aceiași din, mă rog, ai mei de la Zan, cu care anul ăsta tocmai împlinesc 20 de ani de când cântăm împreună, la care între timp s-au mai adăugat niște muzicieni de studio cu care am mai lucrat din 2010 încoace. E practic o echipă mult mai tânără și cu muzicieni deosebit de buni și foarte talentați. Nicu Alifantis a revenit în orașul de la poalele cetății la invitația conducerii Bibliotecii Județene, după ce la începutul acestei luni a încântat publicul devean cu un recital de excepție susținut în cadrul evenimentului Noaptea Bibliotecilor. Încă ne este vie în suflete bucuria serii de început de octombrie, când în Noaptea Bibliotecilor maestrul Nicu Alifantis ne-a oferit clipe de neuitat. Acum la Salonul Hunedoren al Cărții avem din nou bucuria de a-l avea în mijlocul nostru pe îndrăgitul artist, de această dată în compania cărților, în această plăcută ambianță în care ne aflăm. Într-o atmosferă plăcută, degajată de miile de volume ce ne înconjoară. La finalul lansării, îndrăgitul artist Nicu Alifantis a oferit doritorilor autografe și un moment artistic. În fericire în sus, așteptând la vestele până când lumea mea trebuie și în nesfârșire se face coloană sau altceva mult mai înalt. N-am să te mai văd uneori, vreau să-mi crezi calitatea soțită până la mâni, care mi se ascunzi într-un ochi străin. Și atunci m-am apropiat de pietre și dar